Stimați colegi, în ordine de zi, în suplimentul la ordine de zi, sub numărul 8, este proiectul de lege pentru modificarea articolului 34 cu incil prim, 34 prim din legea cu privire la cultura fizică și sport. Noi, parcurs la 2 ani de zile, de acum a 2 sau 3 oară intervenim în modificarea acestei legi. Dar încă din 2020 a fost aprobat o redacție nouă a legii cu privire la cultura fizică și sport. Atunci au fost semnați de către vreo 10 sau 12 deputați din diferite fracțiuni, au avut dezbateri cu federațiile sportive, cu cluburile sportive. Sunt o mulțime de amendamente care sunt prezentate în comisii. În prima lectură a fost adoptat pe data de 4 februarie 2021 și de atunci acest proiect de lege stă nemișcat. Poate totuși examinăm acest proiect de lege în complex, nu schimbăm câte un articol, dar să facem un lucru bun pentru toți sportivii și, în general, pentru dezvoltarea culturii fizice și a sportului în Republica Moldova. De ce propunem să fie inclus în ordine de zi proiectul de lege numărul 492 din 4 decembrie 2020?